pentru primăria sectorului 1, cel mai probabil Partidul Social Democrat îl va arunca în cursă pe Daniel Tudorache, cel care ocupă în prezent fotoliul de edil, în vreme ce Partidul Național Liberal îl va opune acestuia pe Sebastian Burduja, președintele filialei de sector a liberalilor și fiul fostului vicepreședinte al Bancorex. În Alianța 2020, Uniunea Salvați România o va reactiva din postura de candidat pe marea perdantă a scrutinului din urmă cu 4 ani, Clotilde Armand, deși și cei de la Plus au opțiunea lor. Este vorba de Diana Buzoianu, cea care a câștigat sondajul intern al formațiunii lui Cioloș. La sectorul 2, PSD-ul intră în competiție cu învingătorul din 2016, Mihai Toader, care însă va lupta pentru a-și menține actuala poziție de actualul viceprimar, Dan Cristian Popescu, care se bucură de asemenea de popularitate printre cetățenii din sectorul său. Bătălia în Alianța 2020 pentru locul de candidat al Alianței se va da între Adrian Albu, supraviețuitor al dezastrului de la Colectiv, din partea Plus, și useristul Radu Mihaiu, care a fost secretar de stat în guvernul tehnocrat. La sectorul 3, candidatul liberalilor va fi Antonel Tănase, însă un semn de întrebare se ridică în dreptul candidatului social-democraților. Robert Negoiță a fost exclus vara trecută din partid, iar recent acesta și-a manifestat intenția de a candida pentru un nou mandat. Este greu de crezut însă că PSD-ul va veni cu altă propunere, cât timp primarul în funcție este foarte bine văzut de locuitorul sectorului. În Alianța 2020 există o singură propunere, userista Ana Ciceală, aflată în prezent în Consiliul General al Capitalei. La sectorul 4, socialdemocratul Daniel Băluță va încerca să-și mențină scaunul de primar în iunie, în timp ce liberalii vor intra în cursă cu deputatul Pavel Popescu. Alianța 2020 trebuie să aleagă între șefa filialei de sector 4 a Plus, Simona Spătaru, și omologul ei din partea USR, Antonio Andrușceac. Daniel Florea, primarul sectorului 5, va fi fără îndoială propunerea PSD-ului la vară, acesta urmând să-l aibă drept contracandidat pe liberalul Cristian Băcanu. În dreptul Alianței USR Plus, semnul de întrebare este plasat între Alexandru Gâdiuță, în prezent consilier al USR în Primăria Capitalei, și Alex Dumitru, din partea partidului lui Dacian Cioloș. Ei bine, în sectorul 6, socialdemocratul Gabriel Mutu va lupta pentru a-și menține scaunul de edil contra lui Ciprian Ciucu, opțiunea liberalilor, dar și împotriva candidatului Alianței dintre Dacian Cioloș și Dan Barna, care va fi stabilit în primăvară dintre useristul Nicolae Ionescu, un nume care nu ne spune multe, și propunerea Plus, care până în prezent nu a desemnat un candidat.